Declarația ministrului Justiției Raluca Prună a stârnit proteste la Cluj-Napoca. Peste 150 de avocați din Cluj-Napoca îmbrăcați în robe au protestat în fața Palatului de Justiție. Marșul este o formă de protest față de afirmațiile făcute la adresa profesiei de avocat de către ministrul Raluca Prună, potrivit căreia modificările aduse legii avocaturii ar crea imunitate absolută pentru avocați. Ministrul Justiției Raluca Prună a declarat în 16 mai: "Mâine am să merg în plen. Voi spune de ce nu cred că legea astfel cum a fost modificată este o lege bună. Și spun asta ca avocat. N-am să intru acum în detalii, dar cred că nu putem face din nicio profesie liberală, fie și din profesia liberală a avocaților, o profesie care se bucură de o imunitate absolută." Avocații au pornit într-un marș al tăcerii de la Palatul de Justiție din Cluj-Napoca până la intrarea de la tribunal. Aceștia au transmis o scrisoare deschisă ministrului Justiției, Guvernului României și Camerei Deputaților, în care au explicat că proiectul de modificare a legii nu conține nici o modificare care să susțină declarația ministrului Raluca Prună.